Partida de aseară de pe Marina Anastasovici a adus giurgiuvenilor al doilea meci pierdut în acest campionat, ambele pe teren propriu. Primul fiind eșecul din etapa a doua a campionatului cu vicecampioana AS Ardealul Târgu Mureș, 1-5. Giurgiuvenii au rămas pentru moment pe primul loc în clasament, până la partida din această seară dintre Dinamo și CFR. Iar echipa Pandurii Târgu Jiu are 4 meciuri consecutive fără înfrângere. Iată câteva declarații imediat după încheierea partidei. O victorie mare, felicit pe Edi pentru modul cum a pregătit meciul, îi felicit pe băieți că l-au ascultat și fiecare a adus un plus de valoare, așa cum e normal într-o echipă. Au fost și momente palpitante, momente psihologice ale jocului, care am reușit să le gestionăm și nu trebuie să le mai enumăr. Penalte apărat, evoluția foarte bună a lui Hora. Toți băieții au jucat bine și ne prinde bine această victorie. Junior, înfrângere dureroasă? Da, a fost așa, nu, doloros, deoarece a jucat bine, azi a avut și un puțin de noroc și a avut șansă, ca și ca un meci, a avut o cază, păcat ca pierdută. Mergeați destul de bine, n-aveați nicio înfrângere până acum? Da, până acum nu a avut înfrângere, mai asta trebuie să mergem înainte, ca sâmbătă aveți un meci foarte greu și trebuie să câștigăm. Am crezut că am făcut un meci bun, nu ne apăram foarte bine la fazele de gol, atunci cred că a fost 3 puncte pierdut nemeritat, dar asta e fotbal. Probabil a câștigat altă dată 3 puncte fără meri. A venit, iată, și prima înfrângere, aveați un parcurs destul de bun până acum. Da, din păcate s-a întâmplat astăzi, noi nu am vrut. Avem alte meci foarte important acum cu CFR, încercăm să câștigăm 3 puncte și să ne mantenim acolo în față de clasament. Cum vezi meciul cu CFR? Altul meci foarte greu, cred că multe echipe sunt egale în valoare și vedem cum suntem acolo, cum am spus, va fi un meci foarte greu.